Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu. Am primit foarte, foarte multe mesaje de la voi în care îmi cereți să vorbesc despre cum a decurs sarcina mea, dacă am născut normal sau prin cezariană, așa că m-am hotărât să fac un vlog destinat doar acestui subiect. Eu trebuia să nasc pe 13 septembrie, dar am născut cu o zi mai devreme, și anume pe 12 septembrie. Totul a început undeva pe la ora 10 seara, când am avut prima contracție, dar nu a fost ceva, adică am avut o singură contracție, după care nu am mai avut nimic, așa că am zis că o să mă pun să dorm, iar în momentul în care o să am contracții mai dese sau o să mi se rupă apa, o să merg la spital. Cei de la spital îmi spusese că dacă o să am contracții sau mi se rupe apa, să-i sun pe ei. Eu nu am făcut lucrul ăsta, așa că am preferat să mă duc cu mașina mea. Da, după cum v-am spus, m-am pus să dorm undeva pe la ora 2. Când m-am întors după o parte pe alta, mi s-a rupt apa. L-am trezit pe Răzvan, i-am zis că trebuie să mergem la spital pentru că mi s-a rupt apa și urmează să nasc. Bineînțeles că el era foarte panicat, nu știa în ce parte să se ducă. Eu m-am trezit, am mers, mi-am făcut un duș, după care am plecat la spital. Am ajuns la spital undeva la ora 4. Țin să menționez că eu nu am mai avut contracții de la ora 10. Am ajuns acolo, mi s-a pus un aparat pe burtă, m-au controlat, eram dilatată 2. Așa că mi s-a spus că va trebui o oră să mă plimb, dar să nu părăsesc incinta spitalului, va trebui să mă plimb doar în spital. Așa că am mers să mă plimb o oră prin spital, după care am mers înapoi să mi se facă control, din nou mi s-a pus aparatul pe burtă, am stat în jur de 45-50 de minute. Mi-au făcut din nou control, eram dilatată 5. Țin să menționez că eu în tot acest timp nu am mai avut contracții. După ce mi s-a făcut controlul, mi-a zis că va trebui din nou să mai mă plimb încă o oră prin spital. Bineînțeles că eu nu am putut să mă mai plimb pentru că eram foarte, foarte obosită, eram epuizată. Așa că am mers în restaurantul spitalului și m-am așezat jos și am așteptat să treacă practic acea oră. După ce a trecut acea oră, m-am întors înapoi. Mi s-a dat o cameră pentru familie. Mi s-a adus mâncare, mi-a spus că va trebui să mănânc puțin. Mi s-au adus haine să mă schimb. Eu am avut haine cu mine, am pregătit pentru Sara, pentru mine, numai că nu mi s-a dat voie în spital să folosesc nimic din ce am adus eu. A trebuit să folosesc doar ce mi-au dat ei. Da, eu am născut într-un spital în Austria. După ce am mâncat, după ce m-am schimbat, practic așteptam să treacă timpul ca să nasc. Mi s-a mai făcut o dată control și mi s-a spus că sunt dilatată 8 și că urmează să nasc. Cred că după ce mi s-a făcut controlul la aproximativ 10 minute, am început să am contracții. Contracții foarte dese și foarte dureroase. Bineînțeles că epidurală nu mi se mai putea face pentru că practic eu urma să nasc și nu avea cum să mai facă epidurala, așa că eu am născut cu o moașă pentru că așa se face aici. Trebuie să mergi să-ți alegi o moașă, iar cu ea urmează să naști. A venit acea moașă, i-am zis că am contracții, mi-a spus că va trebui să mă întind pe pat și că urmează să nasc. Asta era undeva, cred că era ora 11. Am început să am contracții foarte, foarte dese, a mai venit încă o asistentă, o moașă, practic, care îmi făcea ecograf să vadă
ce se întâmplă. Și a zis că da, urmează să nasc. Toată treaba la mine a durat, să zic, contracții, dar nu am avut nici în acel moment contracții foarte, foarte dese. Adică aveam una, două, una după alta, după care 50 minute iar nu mai aveam. Deci, cum v-am spus, la mine a început undeva la ora 11 contracțiile, iar în 45 de minute eu am născut. Cei drept a mai venit o moașă care m-a apăsat aici pe burtă, m-a apăsat de două ori și am și născut, numai că am avut nașterea, adică foarte ușoară, nu am avut contracții, am născut foarte, foarte repede, cum v-am spus, în 45 de minute, dar calvarul a început după. Sara a fost în regulă. Mi-au pus-o, după ce am născut, mi-au adus-o, mi-au pus-o la sân, iar eu nu am putut să elimin placenta. Practic, placenta la mine rămăsese lipită. Mie nu mi s-a spus, eu când am fost și am făcut controle, era tot în regulă, numai că eu în tot acest timp, pe toată perioada sarcinei, eu am dormit doar pe partea dreaptă, așa că placenta mi s-a lipit acolo. Bineînțeles că mi s-a spus că dacă în maxim un sfert de oră nu elimin placenta, va trebui să mă opereze. Da. Și bineînțeles că nu am eliminat placenta și începusem să am hemoragie. Așa că m-au dus în sala de operații. Fetița a rămas cu Răzvan în camera unde am născut. Iar eu am mers în sala de operații. Nu știu exact cât a durat în sala de operații, pentru că eu, cum v-am spus, am născut la 11:45. Cred că undeva pe la 12:30 maxim am fost transportată în sala de operații. Iar când m-am trezit, era undeva în jur de ora 3. M-am trezit, mi-a zis că este tot în regulă, aveam branulă și în mâna asta și în mâna asta, aveam 3 perfuzii într-o parte, una într-o parte, aveam vânătăi pe mână, nu știu ce s-a întâmplat. Practic a durat ceva timp, dar eu m-am simțit bine de cum m-am trezit. M-au dus, după ce mi s-au terminat perfuziile, m-au dus în camera care ni se dăduse. Răzvan era cu Sara pe canapea, dormea. Țin să menționez că eu mă simțeam foarte bine. Dar da, nu aveam voie să mă ridic din pat. Cred că a doua zi a venit doctorul la vizită. Mi s-a spus că este tot în regulă și că va trebui să îmi fac să-mi bage fier și sânge, pentru că am pierdut 1,5 litri de sânge. Bineînțeles că eu am refuzat, așa că a trebuit să iau în jur de 2 luni de zile fier și dimineața și seara. Pentru a mi se face la loc sângele sau ceva de genul ăsta. Așa că dacă sunteți însărcinate, nu faceți aceeași greșeală pe care am făcut-o eu și nu dormiți numai pe o parte, chiar dacă eu dormeam doar pe partea dreaptă, pentru că eu toată sarcina am vomitat, toată sarcina m-am simțit foarte, foarte rău, așa că dormeam doar pe partea dreaptă. Iar voi nu faceți aceeași prostie pe care am făcut-o eu. Acum totul este în regulă, Sara a crescut, are 9 luni în momentul de față. Sara și nu este deloc cu minte. Nu? Spune tu, ești cu minte? Ești cu minte, mama? Ești cu minte?
Da, și dacă v-a plăcut acest vlog, vă rog să vă abonați, să dați subscribe acolo. Iar eu o să închei vlogul aici. Dacă mai aveți alte întrebări, vă rog să-mi lăsați în comentariile voastre sau pe Instagram. O să vă las și Instagramul meu în descriere. Iar noi o să închidem vlogul aici, pentru că Sara deja s-a plictisit și îmi vrea camera, vrea tot. Da, acum ea se ridică în picioare pe canapea. Așa că vă pup și ne vedem în următorul vlog.